binevenit și mergem mai departe cu o doamnă foarte dragă sufletului nostru, o prietenă a emisiunii și nu numai, doamna Camelia Mitoșeru ne vizitează astăzi și ne face mare plăcere să ne reîntâlnim cu aceeași doamnă frumoasă și plină de viață. Sărut mâna, doamnă, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, dragilor! La tine în emisiune am fost de când, de ani de zile. Cu tine n-am fost deloc în emisiune. Nu. Ei. Deloc. Ia o piatră în gură. Exact, ia o piatră în gură. Mă bucur foarte mult că sunteți prezent aici la noi. Și eu mă bucur că am putut să vin la voi. Și vreau să vă spun din start că arătați foarte bine. Mulțumesc, dragă, mulțumesc. Pe cuvânt, mi se pare că ați mai întinerit un pic. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce ați făcut. Am slăbit. Ați slăbit, nu? Da. Ați slăbit, nu știu, mi se pare că arătați cu totul altfel. Cum vă simțiți? Excelent, pe bune. Bine, m-a operat profesorul Ciurea, adică nu putea să dea greș tocmai la mine. Da, dar știți cum e, corpul uman reacționează diferit la fiecare persoană. În general, acest mengiun, că asta am avut, cred că l-am avut de ani de zile, dar crește foarte puțin pe an, cam un centimetru, mă rog, n-are importanță. Cert e că n-am avut nicio simptomă, ca probă că veneam la voi, că vorbeam, că mi-era bine. Se dezvolta în liniște acolo, nu? Da, dar foarte ciudat. Vedeam perfect, dezlegam jocuri, fără ochelari. La mine a fost reacția inversă. Mi-era mai bine cu el decât fără el. Da. S-a mirat domnul profesor, pentru că, în general, la el când ajung oamenii și în halul ăla în care eram eu, cu așa un mengeon mare, sau au crize de epilepsie, sau le tremură mâna, sau... Eu n-am avut nimic din toate astea. Și de ce m-am dus să-mi fac un control la cap? Pentru că mergeam cu cățelul și tot o porneam așa într-o parte. Asta a fost singurul semn. Singurul avertisment așa al organismului, cumva, nu? Eu ziceam că am tensiune. Mă, firar să fie, iar am tensiune, ziceam eu, că simțeam nevoia să o pornesc într-o parte. Dar în rest n-am avut nimic. Și când m-am dus și mi-am făcut control așa, nu-mi venea să cred. Și asta a fost în decembrie. Și mă duc la domnul profesor cu poza și așa, și doamna Mitoșeru, aveți un mengeon mare de tot și copii și copății. Bănuiesc că v-ați speriat foarte tare în momentul deloc. Deloc? Deloc, așa. Și dar suntem niște oameni credincioși, și dumneavoastră și noi, și o lăsăm pe ianuarie. Am făcut sărbătorile perfecte, totul în regulă, și m-a programat. În ianuarie am stat așa în așteptare. Nici nu aveam curaj să mă duc, nici nu vreau să stau. Și în concluzie m-am programat pe 1 februarie. Și pe 1 februarie m-am prezentat, nu mi-a fost frică deloc, ca să fie clar. Știam că sunt pe mâna celui mai bun dintre toți, pentru că el i-a învățat pe toți ce să facă cu creierul uman, ceea ce era foarte important. Și deci nu aveam de ce să-mi fie frică, pentru că m-am dus cu toată inima și cu tot curajul meu. Și mă duce și cobor la sala de operație și erau acolo vreo 6 paturi. Și văd că îl ia pe unul și mai ia pe unul și încă unul, dar diferite săli și diferite probleme. Pe mine nu mă ia nimeni. Și la un moment dat vine cineva și îmi spune: doamna Mitoșeru, nu vă operăm astăzi, poftiți la salon. Wow. M-am speriat, spun adevărat. Și m-am dus în salon și în salon domnul profesor, bineînțeles că a venit, și a zis: doamna Mitoșeru, n-am avut sânge și n-am avut curaj să intrăm în operație pe creier fără să avem rezerva de sânge. Ce ați simțit în acel moment? Mă, m-am supărat un pic. Încrederea pe care o aveați în medic. Și cred că m-a simțit, pentru că mi-a zis: nu vă supărați, eu trebuia să plec la o conferință cu un avion și am pierdut avionul. Și m-am necăjit și avionul ăla a avut accident. Au. Și am zis: ia că-te, luați-o și dumneavoastră capul. Eu n-am spus la nimeni că mă duc la operație.
Dar datorită faptului că n-a fost sânge și au trebuit să apară și să povestească și să roage lumea să meargă să doneze sânge, toată lumea a aflat. Doamna Mitoșeru, dumneavoastră sunteți o femeie credincioasă și ne-ați vorbit dintotdeauna despre faptul că v-ați îndreptat către Dumnezeu. Da, nu sunt bisericoasă. Nu sunteți o habotnică, nu. Dar credeți cu desăvârșire în Dumnezeu. V-ați întrebat vreodată de ce vi s-a întâmplat dumneavoastră acest lucru? Că avem tendința de a le întreba de ce. Uite, să spun, a fost spre binele meu. Pentru că toată lumea m-a căutat, toată lumea m-a felicitat. N-a existat. Oriunde m-am dus, bună ziua, doamna Mitoșeru, oameni care nu i-am văzut în viața mea, la magazin, pe stradă. Deci toată lumea a aflat și a fost spre binele meu, cred. Pentru că toate energiile alea bune au venit către exact, dumneavoastră. Exact, așa m-am gândit și eu. V-ați simțit iubită, v-ați simțit, cred că ați simțit în aceste momente că toată lumea este alături de dumneavoastră și nu vă lasă nimeni da, la greu. Da, ciudat să știi că n-am făcut nimic ca să fie lumea lângă mine. Ba da, m-ați făcut. Ați vorbit frumos întotdeauna, ați fost da. O persoană, o artistă. Și n-am urât pe nimeni, n-am gânduit la nimic. Lumea v-a iubit. Doamnă, în timpul unei asemenea operații există tot felul de povestiri ale oamenilor care trec prin astfel de operații, că li se întâmplă tot felul de lucruri, că văd tot felul de lucruri. Nu e adevărat, n-am văzut nimic. Ați văzut ceva? Nu va veni nimeni să vă zică ceva? Nu? Am adormit pe loc și m-am trezit în salon cu domnul profesor și cu încă un domn doctor lângă mine. Nu mai știți nimic dacă ați visat ceva? Nimic, n-am visat nimic, n-am văzut nimic, nici măcar n-am știut că a durat operația 8 ore. Asta vreau să văd, de câte ore? 8 ore ați stat în operație? Da. Da. După cât timp v-ați trezit, după ce ați ieșit în operație? Cred că foarte repede. Foarte repede. Da, da. Și cum ați avut dureri, nu știu, cum v-ați trezit? Cum sunt acum? Da? Da. Lucidă, perfect? Perfect. Am și vorbit. Ați avut vreodată frica înainte de a intra în operație, că nu vă veți mai trezi la realitate vreodată? Nu, draga mea. Niciodată? Nu. Însă foarte curios. Acum nu mai văd. Deci îmi trebuie chiar ochelari, ca înainte de mengion, așa, și văd. Nu mai vedeți bine. Nu mai văd bine, da. Uh-huh. Adică nu mai pot să dezleg jocuri încrucișate fără ochelari. Unde scrie mic, nu văd. Uh-huh. Deci asta e schimbarea care s-a produs. Poate să fie bine, pentru că eu am purtat ochelari la citit toată viața. Și hodorung trunc nu mai purtam. Și eram foarte fericit. Pentru o operație pe creier, să rămâi cu asta mică problemă, că nu poți să mai citești, nu știu, nu mai, să nu mai... Nici nu mă interesează. Este absolut mizilic față de ce se putea întâmpla. Exact. Sau, Doamne ferește, chiar de... Eu n-am avut curaj să vin la voi din cauza scărilor. Spun adevărat. Scărilor? Da, mi se părea că o să mă fac de râs. Că nu să pot să le urc, că o să trebuiască să mă ajute cineva și tot timpul am avut această stare. Pentru toți cei de acasă, pentru a ajunge la noi în platou, platou nu este la etajul 1, să spunem așa, două ape de scări, practic, câte? 20 de trepte, practic, da. Care trebuiau urcate. Și v-a fost teamă de ce? Că nu o să puteți urca scările și o să nu, mi-era teamă să le urc, mi-era teamă să le cobor. Dar încet, încet m-am recuperat și un pic în spital. Mai m-am internat în spital odată. Uh-huh. Și tot domnul profesor, care îl sărut din tot sufletul meu și îi mulțumesc zi și noapte, domnul profesor Ciurea este un înger. Un înger. Câtă lume a făcut bine, cred că nici nu mai știe. Că te închipui, clar, dacă e un om la o vârstă. Și pentru mine este... Mi-a dat din nou viață. Mă înțelegeți? Doamnă, fără doar și poate, Mihai a fost foarte afectat. Știu. De tot ce ați întâmplat. A fost cel mai afectat, era cum era de așteptat. Cum a fost revederea cu Mihai? Ce, nu știu, ce a făcut că în timpul operației? V-a spus, v-a povestit? Nu mi-a povestit nimic, dar știu că a suferit foarte tare. Noemi a stat cu el și cu cățelul, și cu căței, pardon, așa, că și cățelul meu tot la ei a fost. Bine, a fost al lor întâi cățelul meu. Și pe urmă mi l-au dat mie, că aveau doi și... Nepoțelul, practic, a venit la bunică. Da, 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 așa. Și nu știu cum, totul a fost... Cred că a avut foarte mari emoții, dar a fost foarte încântat că toată lumea a întrebat de mine. Și așa de bucuros a fost, mamă, tu ești... Care au fost primele cuvinte pe care Mihai vi le-a spus după operație?
sau pe care le-ați spus? Nu știu, v-ați luat în brațe, l-ați pupat? Nu, că era cu COVID-ul. Și n-avea voie, că era cu mască și balamuc mare. Și de câte ori intra în casă, se spăla pe mâini de 7 ori, ca să nu cumva să-mi dea mie microbul. Și cert e că eu am gătit foarte repede. Deci nu cred că aveam o lună și a venit Elena lui Nae Lăzărescu, prima nevastă, adică una din neveste, așa, și care e foarte bătrână și foarte drăguță și o cucoană. Și a venit să stea cu mine. Și în felul ăsta l-am trimis pe Mihai acasă. Și atunci a făcut Mihai COVID. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că eu nu l-am făcut, dar nici n-am avut voie să fac vaccinul. S-ar putea. Cum v-a schimbat toată această experiență prin care ați... Mă, niciun fel, mă. Niciun fel. Sunteți altfel, nu știu, simțiți prețuiți că... Prețuiți mai mult prețuiți viața, doamnă, nu știu, faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut de mult? Nu. Nu știu, plimbări în parc, nu? Să vă bucurați de lebede, de pescăruși, de delfini, de ce mai... De două, trei ori pe zi am o curte superbă și cu niște vecini minunați. Pe Mihai atunci îl simțiți mai schimbat? Poate? Mihai e foarte pretențios. L-a marcat cumva această cumpănă prin care a trecut. Și îmi pare rău. Nu, cu Noemi sunt în relații superbe. Păi am să ajung și aici. Nu, putem să vorbim. Nu, dar nu cred că se mai împacă, părerea mea. Dar el e foarte pretențios. Și nu se gândește să ia pe oricine și oricând și oricum. Bine, e și destul de bine aranjat, are o casă superbă și... cu tot ce-i trebuie și... Foarte bine, doamnă, să fie pretențios. Mă, așa a fost și după ce s-a prăpădit Cristina, Dumnezeu să o ierte. A stat singur 9 ani, dar atunci era foarte tânăr. Deci atunci nu m-am speriat, spun adevărat. Acum mă cam sperii. Dar asta e. Și mă, când o să cadă una cu tronc, să vezi cum se duce în 4 labe. Dar, deocamdată, îmi explică, aia e așa, aia e așa, toate au defect. Doamna Mitoșeru, ne bucurăm din suflet că sunteți și aveți același foarte tonus. Bine sunt, dragă. Aceeași poftă de viață și că nu v-ați pierdut entuziasmul și încrederea, ceea ce este minunat. Nu. Mă, noi dar vă nu vrem aici frică. Și lângă noi vă vrem aici mult timp de acum încolo. Să dea Dumnezeu să-i gura poleită. Să dea Dumnezeu, doamnă, vă dorim sănătate multe. Mulțumesc de invitație, vă sărut pe amândoi, sunteți minunați. Mulțumim. Mă uit la voi în fiecare zi. Și dumneavoastră sunteți mai minunată decât înainte, doamnă. Și vă așteptăm aici la noi sănătoasă, voioasă și așa cum vă cunoaștem noi. Mulțumesc din tot sufletul. Doamne ajută, mulțumesc.